Elena Udrea detonează bomba, după decizia magistraților în dosarul Microsoft, acest subliniere tine mernici. Fostul ministru Elena Udrea este la ramp cu o reacție furibund, după ce Tribunalul București subliniere tine a decis retrimiterea dosarului Microsoft înapoi la DNA. Udrea critic în termen dur decizia magistraților, acestii nemernici, care prin abuzuri uriașe au transformat justiția în arma lor personală cu care îi si elimina adversarii, trebuie să îi înhotarască mie viața. Punct. Aceasta e justiția pe care vor unii să o recunosc. Punct. Acestii nemernici, care prin abuzuri uriașe au transformat justiția în arma lor personală cu care îi si elimina adversarii, trebuie să îi înhotarască mie viața. Punct. Cazul Pescariu. A fost acuzat târziu de tot, dar totuși la presiunea media s-a întâmplat, în două dosare. În Microsoft, unde el a fost cheia, pionul principal, cel care a făcut legătura între firma Microsoft și reprezentantii diferitelor guverne, prin diversi oameni de afaceri conectați la politic. În dosarul cu tezatorii, care privea modul în care a fost preluată de la stat de către Pescariu baza sportivă cu același nume. Vazându-se în pericol, în octombrie trecut a ieșit public și a început să spună cum s-a intelesel cu Coldea și Covesi în vara lui 2014, să meargă să îl denunte pe Cocos. Cum a fost să organizeze denunturile chiar la Covesi în birou, cum Coldea i l-a recomandat ca avocat pe omul lui, Rares Dan, demascând astfel toată mascara de Microsoft. Lucruri pe care eu le știam, le-am spus, le-am descris în jurnalul meu și în denunturile împotriva lui Coldea și Covesi pe care le-am făcut în ianuarie 2015. Supărat la culme ca cei doi nu i sit în promisiunea de a-l lasa afară nicio acuzație și cu banii din Microsoft în contul din Elveția. Pescariu le-a arătat pisica zicând explicit că are multe altele de spus. Dezvăluirile lui coroborate cu cele ale Mihaelei Moraru, procuroarea din Microsoft despre intervențiile lui Covesi în dosar și despre cum aceasta i-l-a trimis pe Pescariu să colaboreze la caz și la arestarea lui Cocos fix în săptămâna alegerilor prezidențiale din 2014, când eu trebuia să fiu făcută praf, ca să nu ies nici pe locul 3, așa cum ne povestea zilele trecute Sebighită. Fostul apropiat al lui Coldea, era o bombă greu de controlat pentru capii abuzurilor și ilegalităților din România, Coldea și Covesi. Mai ales în contextul în care am văzut cu toții cum se fabrica dosarele, cazul filmarilor de la Ploiești și am aflat din protocoalele semnate, cum se reîncontrolează orice dosar nu doar în mâna procurorilor ci și în mâna judecătorilor, până la condamnarea finală. Ca urmare, cu o rapiditate egalată doar de închiderea într-o singură zi a denunturilor pe care eu le-am făcut celor doi, dosarele lui Pescariu dispar miraculos. După ce în octombrie era acuzat în cutezatorii, zilele trecute am aflat că DNA considera că nu sunt probe dincolo de o îndoială rezonabilă la adresa lui și clasează acuzațiile.
unde ati mai auzit asa ceva la dna. Punct. Iar azi, ce s-a vedeti, si in Microsoft Instant a constatat ca dosarul făcut de procurorii lui Covesi are vicii, ca urmare îl trimite înapoi la dna. Ne tipariu ca nu mai pleacă niciodată de acolo, scrie Elena Udrea pe Facebook.